Ne-am întors în platou, azi ne jucăm de Halloween-ul și eu sunt prințesică. Și acum vă speriu. Bu! 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 Am făcut bu! Suntem prea concentrați, că nu mai speriu. Sunteți prea concentrați, scary team, în această dimineață. Edina, Edi și Carmen, fiecare cu treaba lui. Edina cu unghiile, Edi cu părul și domnișoara polițistă de acolo, foarte simpatică, se ocupă de machiaj. Edina, te-am întrerupt aici în actul creației. Procesul de creație. Unghii de Halloween, pentru că, da, se poate și așa ceva și sunt la modă și it's a must have, girls. Evident. Ia să vedem. Cum trebuie să arate unghiile noastre de Halloween? Ah, ce mișto, astea sunt două. I-am făcut portretul lui Eddie aici, sper că nu vă supărați. Eddie. Ce drăguț, dar nu ești tu tot? Un schelet pe de întregul, foarte, foarte simpatic. Tu astea le faci din mâini, trebuie să din mână, dar trebuie să le spunem celor de acasă. Deci nu este un abțipil lipit cum fac eu, da, Elina. Așa este. Ea chiar face chestia asta din pensulă. Cât ia un astfel de oasă? Păi acum depinde de condițiile de muncă. Și că bo, ce tare, bo. Light motiv aceste emisiuni. Bo, să vă speriați. Da, m-am speriat. În timp ce voi vă distrați aici la emisiune, eu chiar munceam. Cât durează? Cum e? Greu? Păi, având în vedere că aceasta este o manicură pentru o seară, să numim așa, totul este realizat cu ojă și cu vopsea acrilică. Ceea ce înseamnă că modelul nostru are pe dedesubt oja permanentă. Așa că am aplicat mai întâi o ojă simplă, adică alb și negru, pentru că vrem să ne jucăm așa cu diverse modele. După care începem pur și simplu să creăm. Am pictat un schelet, ați văzut, l-am pictat pe Eli, așa. Aici este o pânză de păianjen foarte drăguță și un păianjen. Și urmează să mai creez, dar încă nu am avut timp. Faci o prințesică ca și mine? Nu, că prințesa nu e de Halloween. Trebuie să fie una așa, bătută ca și mine. Dar tu ce ai pățit? Deci nici nu te-ai măritat bine. Nici nu te-ai măritat bine. Nu vă măritați, uita ce pățit. Da, uite, săraca. Ce ți-a făcut bărbatul tău? Nu pot să spun. Nu pot să zic. Bun, părul. Văd că se apropie imediat și de faza finală. Da, așa că ar trebui să termin și eu repede unghiuțele. Mai am de făcut niște fete speriate, eventual dacă veți puteți să urmăriți. O să faci fața lui Cucu, mi se pare că e destul de speriată. Da. Bun, păi să lăsăm echipa Scary Team să muncească în continuare, să aveți spor și cum vă mai fac bun. Hai să vedem ce face Bostan. Bostan. Halo, 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 cius. Suntem la bar cu prietenul nostru Rareș, mare meșter în băuturi și nu numai. Bine ai venit, Rareș. Bine v-am găsit. Îmi place machiajul tău, chiar m-a dat pe spate dintre toate cele. Acum înțeleg că femeie zice ce suportă când pun chestiile astea pe față. Vrei să vorbim despre femei? Pentru că tu ești barman și ai multe povești. Da. Și o sărbătoare a groazei. Haideți să vă îngrozim, domnișoarelor, doamnelor. Da, așa, într-o mică măsură, să mă lăsă. Am văzut tot felul de status-uri la tine pe Facebook, nu misogine, dar care se referă la femei. Puțin misogine, puțin misogine, trebuie să recunosc. Trebuie să ai o limită și în chestia asta. Da, bineînțeles. Da, fetele, în general, poți să faci o mare afacere cu ele dacă le cumperi la prețul lor real și le vine cu cât ți apreciază el. Mi se pare foarte bună afacere. Da, așa ai zis, nu trebuie să exagerăm, trebuie să dozăm și toate poveștile astea. Multe se plâng, vezi pe Facebook diferite statusuri, schimbări toată ziua, schimbări stări civile. Mi se pare că ar trebui să găsească un bărbat care să-și schimbe viața, nu vreau statusul de pe Facebook. Să mai vii, să ne mai zici. Asta l-am făcut. Da. Nu mai respect. Acum să nu uităm de ce am venit și să vă pregătesc cocktailul cu care am venit. E Vampire Kiss, se numește special de Halloween. Așa. Conține 40 de ml de vodka. Noi nu folosim vodka acum că nu vrem să incităm, dar în mod normal ar conține vodka, da. Lichior de cocos ar conține 20 de ml. Ne punem doar apă, bineînțeles. Frișcă. Aia putem să o punem. Din nou 20 de ml. Și 20 de ml piure de căpșun. Pentru
dacă un efect sângeros. Dacă tot am vorbit despre femei, să le fac pentru ele un cocktail. Pentru ele, clar. Ce părere ai despre faptul că prințesii doar? Da, să te faci un pic cu suchetă. Ce anume? Aș face un ping cu sicher dacă ar fi să fac un cocktail în seara de Halloween. Aha, deci ai o băutură, ca să ne înțelegem. Pentru hamster din mașină. Ți s-au întâmplat chestii mai ciudate de Halloween? Ca și barman. Cel a luat foc ceva? Nu mi s-a întâmplat chestii foarte ciudate de Halloween. Dar s-a întâmplat colegilor mei. Știu că atunci când lucram într-unul dintre cluburile cunoscute din centrul Clujului, s-a dat în podobea cu tot felul de chestii, cruce cu Iisus întors cu capul în jos și un coleg de-a meu a început să-și bată joc de chestia asta. Cum a ieșit dimineața la lucru, a luat o amendă foarte ustură pentru chestia asta. De la poliția da, normală? A fost pedepsit până la urmă de... Da, prin intermediar, da, divinitatea la pedepsit până la urmă. Probabil că oamenii aia de la poliție erau foarte religioși. Ce golan! L-am terminat, cocktailul? Da. Hai să vedem. Cocktail pentru domnișoare. Poate să guste și Ioana, că nu conține alcool, da, așa că... Da, bineînțeles. Dar fără alcool, care rost, nu? Poftă, stai. Merge și cu un ochi de copil pus? Nu știu, depinde ce gust are ori. Asta e insipit din odor. Da, ochiul îți plac? Ochiul. Nu? Uai, foarte, mergea foarte decor. Cum se face? Eu îmi fac acasă din asta. Îmi fac acasă, ia mai zi o dată. Poți să faci așa acasă, văd că licor de cocos, frișcă lichidă și se iau țapă pe de cașul mă, din ce mai mă bucur. Da, așa singur o să-l fac sau vii și tu. Mie, dacă mă fac ceva mai strong, că după aceea vreau să-mi schimb acolo statusul, în gay. Vezi, dar când e vorba de el, nu mai prea râde. Nu, că văd că tot timpul... Am și ținut un moment de reculegere de două secunde, cam așa pentru asta. Să se reculeagă. Trebuie să curge bine la chestia asta. Ce faci de Halloween? Așa, am sărbătorit sâmbătă Halloween-ul într-un club din județul Salaș și... De ce întotdeauna ai dinainte? Păi că am majoritatea clubului. Dar de ce? De ce? Că e în mijlocul săptămânii? De ce nu-i weekend ăsta care vine? Da, sunt mai mulți clienți în weekend și e lumea mai bună. În timpul săptămânii sunt mulți studenți care frecventează clubul. Și astăzi nu o să mai fie party-uri? Ba da, o să fie și astăzi. Și astăzi o să fie și în weekend-ul care vine, nu? Care urmează, da. Pentru că nu e așa? Și lumea chiar dacă eu... Sărbătoare, ca să zic, venită de peste ocean, lumea chiar că se conformează și ridică la înălțime. Așa, cum ne conformăm noi românii, deci este rar cu toate chestiile de tine. Da. Ne primim, ne luăm, ne îmbătăm. Nu, că la români, românii nu știu să distreze cel mai bine. Le amestecăm, le mestecăm și după aia le dăm așa, punându-ne propria amprentă. Cum ar fi să sărbătorim sânzienele îmbrăcați așa, uite, Doamne, sau Sfântul Ioan? Sau Crăciunul. Nu, că tu ești nebun. Da. Mulțumim, Rareș. Mulțumesc și eu. Și te așteptăm și cu alte sugestii de copii. De Halloween. Va fi, eu zic că va fi. Horoscop. Ce să mai... Bună dimineața, berbec. Atențiune, atențiune, lume. Azi e bal mare, cu măști, care mai de care? Unde un cap cu coarne răsare și cu lână mare și încăpățânare și mai mare. Cu alte cuvinte, ca să atrageți atenția asupra dumneavoastră, vă încăpățânați să nu cedați la nimeni cu nimic. Taur. Ei, pentru dumneavoastră, ziua în sine nu reprezintă nimic spectaculos. Dar seara și apoi noaptea, da. Mai ales dacă veți da curs invitației colegilor de distracție să-i însoțiți la petrecerea cu temă. Mâine va fi mai greu. Gemeni. Astăzi sunteți în avantaj clar față de orice altă zodie, căci dumneavoastră nu aveți nevoie de mască, deoarece o aveți în dotare. Și o puteți folosi azi fără să găsiți scuze ulterior, căci dacă nu acum, atunci când? Și dacă nu dumneavoastră, atunci cine? Rac. Străduiți-vă mai mult azi, nu abandonați repede, căci realizările sunt importante. Zică cine ce-a zice. Dacă sunteți puțin mai atent la exemplul dat de alții, s-ar putea să constatați că vi se potrivește și dumneavoastră costumul respectiv, că doar e de învingător. Leu. Aoleu, ce mă fac cu dumneavoastră astăzi?
Nu vă prea atrage ideea deghizării, că așa nu vă mai cunoaște și recunoaște poziția nimeni. Eventual încercați o costumare parțială, ca de exemplu din leu în leoaică, adică jos coama. Fecioară, grijuliu, atent, pedant, tipicar, oare ce fel de costum veți îmbrăca de seară? De soră de caritate? Eu vă sfătuiesc să vă costumați într-un personaj din tablourile lui Jan Vermeer, născut azi, sau chiar în el însuși, ca să fiți emblema zilei. Balanță. Îndoiți-vă mai puțin, încredeți-vă mai mult și astfel veți reuși să aveți o stare bună, echilibrată, astăzi. Mă refer la a nu-i acuza pe toți că poartă măști, chiar dacă e Halloween. Sau mai bine să nu vă mai simțiți atacat. Siguranța de sine e cheia. Scorpion. Măcar azi încercați să fiți mai puțin critic și certăreți. Cultivați diplomația sau luați pe dumneavoastră un costum care inspiră această nuanță de caracter și faceți-vă credibil. Atât de credibil încât să vă luați în serios și dumneavoastră de la un moment dat și să vă împăcați cu dumneavoastră. Săgetător. Bătăliile cele mai teribile se duc în interiorul nostru și cel mai greu război de câștigat este cu noi înșine. Da, am reținut maxima zilei. Da, cine sunteți astăzi? Că păreți Napoleon. Sau doar în costumul lui aveți curajul să filozofați așa, cu voce tare. Capricorn. Degeaba veți merge la bal de seară dacă nu vă costumați în nimic. Vă înțeleg firea independentă și încăpățânată, însă țin să vă reamintesc înțelesul cuvântului carnaval. O petrecere cu măști, înțelegeți? Măcar o glugă ceva. Vărsător. Pentru a-i permite cuiva să se strecoare, trebuie să coborâți garda. Sună de parcă sunteți un boxor și eu antrenorul dumneavoastră. Asta vă era și intenția. Bun. Păi atunci să ne luăm rolurile în serios. Hai, hai, joc de glezne. Și pești. Cred că ați luat premiul pentru cel mai bun și original costum, dacă v-ați duce la partiul de seară, ca un pescar profesionist cu doi pești prinși deodată în aceeași undiță. Ce ziceți? Credeți că aș ști toți ce zodie sunteți? Ne-am întors în direct, suntem cu Scary Team aici, Carmen, Eddie și Edina, respectiv unghii, păr și machiaj. Edina, a venit rândul tău să ne zici ce ai făcut cu fata asta frumoasă. Da, am vrut să zic-o, Carmen, nu iertă-mă. Carmen, nicio problemă. Scuză-mă. Pot să-i fac și unghiile, nicio problemă, chiar mi-am dorit să fac astăzi altceva decât machiaj, pentru că nu. Ce ai pățit? La datorie. Erau căzut la datorie, nu-mi face nimeni o statuie. Săraca de tine. Știu. Băieți de la secția 4 n-au deloc grijă de mine, deși locuiesc gard în gard cu ei, dar este ok. Machiaj de Halloween. Ce facem și cum facem? Folosim mult sânge, silicon. Nu am putut să folosesc în acest caz silicon și efecte speciale de genul acesta sau cum are colega noastră, Elina. Proaspăt căsătorită și chiar așa. Având în vedere că am ales un personaj de acest gen, a trebuit să ne limităm la puțin sânge la gură, mai mult negru la ochi. La machiaj, în general, folosim la fel ca și machiajul normal, o bază foarte, foarte bine fixată. Am mers pe o bază mai albă pentru a ne întoarce în timp, când nu se mergea așa de mult la solar și la plajă și este că... ce să vă mai zic? Nu știu ce să vă mai zic. Deci cam astea treabă sunt trucurile. Ceva simplu. Da, păi de Halloween seara asta ce să mult fac? Sânge. Da. Putem să mergem pe hârtie igienică, udă, uită, și vezi, lipită pe față cu silicon, dăm peste cu puțin ruj roșu și fard maro și ne-am făcut o rană. Ce simplu, uite, nu da. M-aș fi gândit la hârtie igienică. De exemplu, cu mare colegul nostru, doar că la el am folosit efecte speciale de la o firmă care se ocupă strict cu asta. Bun, deci cu hârtie, nu ceva simplu. Am foarte mult timp face la dispoziție, dar machiajele pot fi mult mai bine finisate și mai reale de atât. În mod normal, tu ești, da. Tu faci pe beauty, da? Tu da, ești... eu fac mai mult pe beauty, deci machiajele de Halloween sunt pur și simplu o aberație, așa că mă enervează și vine Halloween-ul și explodez pe fețele oamenilor. Olo. Bun, să știți că aveți aici câte un dovleac până la finalul emisiunii să văd treaba. Mă ocupăm. Edi, ce faci? E ca meu. Ai făcut cașa meu? Vezi cașa meu? Da,
Nu, bun, înainte să delirăm de tot. Davide and Six Martini au o piesă pentru noi foarte mișto, Crazy Little Thing Called Love. This thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I must get around to it, 'cause I'm ready. Crazy little thing called love. This thing called love, it cries like a baby in the cradle all night. It swings, it jives, it shakes all over like a jellyfish. I kinda like it. Crazy little thing called love. There goes my baby, she knows how to rock and roll. It drives me crazy, she gives me hot and cold fever, leaves me in a cool, cool sweater. I gotta be cool, relax, get hit, get on my tracks. Take a backseat each time, and take a long ride on my motorbike, 'cause I'm ready. I gotta be cool, relax, get hip, get on my tracks. Take a backseat, hitchhike, and take a long ride on a motorbike, 'cause I'm ready. Crazy little thing called love. Ow! This thing called love, I just can't handle it. This thing called love, get around to it, 'cause I'm ready. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Mulțumim, David! Mulțumim, Six Martini! Să rămână pe obraz! În aceste clipe de maximă importanță pentru Halloween și pentru țară, o să fac un apel la telespectatorii noștri. Acum o săptămână am arătat un filmuleț cu o bătrână care se antrena în parc. Ei bine, toată lumea încearcă să afle cine este bătrâna aia și, dacă dumneavoastră știți, vă rugăm frumos pe adresa noastră, Răsăriți Arun Transilvania Luc, să ne trimiteți identitatea ei, unde se află, data nașterii, orice informații care ne-ar putea ajuta să o găsim. S-a lansat și o campanie pe Facebook, un blogger oferă acestei doamne în vârstă un abonament la o sală dacă ea își dezvoltă identitatea sau dacă cineva ne ajută să o găsim. Hai să vedem filmulețul, de data asta în varianta integrală. Și o vedem. Aici e puțin... Vedeți, aici nu este dat pe fast forward, nu este dat mai rapid. Așa merge ea. Așa face ea, acolo da. Uite, aici e puțin mai rapid. Vezi copiii aia de pe fundal că se mișcă mai repede. Sunt imagini care sunt date în, la viteză normală. Uite, și aici, tot la viteză totul normală. Ce este că bătrâna e foarte energică, astră, și cu... Astră! Și cu chef de sport. Telespectatori din ăștia ne dorim, astri! Da, și dacă vă simțiți așa, cu asemenea tonus, vă rugăm frumos să veniți la noi aici să facem sport împreună. Da, 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 da. Eu în doar cât 6 săptămâni de emisiune am ajuns la XXS. Da, ziua și kilul. Bun, dacă ne-au cântat atât de frumos David and Six Martini Band, hai să vedem și ce fac ei. Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața! Bună dimineața! Altfel? Cel mai bine din lume, voi ce faceți? How you doing, David and Six Martini? Ce frumos v-ați costumat! Îți place? Da, cum să nu! Ne-ai recunoscut?
să facem schimb. Ce ai adus acolo? Deci nu-mi zic că-l dai pe mine. Bomboane! Ce fain! Spune trick or treat. Trick or treat? Trick or treat? Uite, David ne-a adus bomboane, dar nu este frumos? Și eu am bomboane. Și-s mai bune ca ale noastre. Eu am luat două din alea de ale noastre. Mi s-a făcut rău, vreau să zic. Uite, așa ne alegem invitații să vină ei la noi cu cadouri. Vezi că n-are microfon. Te rog. Fii atent. Sunteți pregătiți că vreau să vă speriu iară. Nu se lasă. Asta e feedback-ul de care am nevoie. Și încă o dată, și încă o dată, și încă o dată. Da Vinci. Bă, tu erai era mai bine consumat înainte de mine, mă, stăteau mai bine. Origen, dar nu te prind pe coridoare după aia. Ce faceți voi, băieți? Foarte bine, direct din club la voi. Direct din club? Da, arătăm așa de fresh. Serios, cum vă petreceți? Au cântat? Normal. Noi tot timpul cântăm, nu știi, și în gând, și, da, mă, și dacă vrem și dacă nu vrem. Distra. Păi tocmai asta e distracția. O țineți într-un party de când? De weekendul ăsta, cât durează partiul de Halloween? Partiul de Halloween la nouă durează cam 5 zile. 5, păi dacă mergem și în Honolulu, unde cu 24 de ore, mergem și în Rusia, conform calendarului... Și 3-4 zile. Da? Și atunci noi sărbătorim pe tot globul ăsta Halloween-ul. Și la ortodox, și la catolic, și la reformat, și nu la... Nu că înțeleg. Honolulez? Nu că înțeleg, înțeleg. Înțelegi? Înțeleg. Tu știi să ne sperii pe noi. În afară de faptul cum cânti, desigur. Hai de capul meu ce dum o dat. Aoleu. Tu știi, pussycat? Da, da. Nu mă pic, tu ești nebun? Tot a zis pe aici și nu știu ce. Bravo, Origen. Ce piesă ne mai cântați mai încolo? Cum se va numi? Adică-la! În interpretarea lui Freddy... Mercuriu, a fost scrisă în sanscrită. Ha, să moară bostani ăștia. Să se ridice cu țitele de lângă bostani. Bancuri de Halloween, știți? Nu, am văzut că promovați piesa aia fără să-mi cereți dreptul cu Pulcino Pio. Nu e ok, mișto, trebuia să mă sunați. Dar trebuia să mă sunați. Eu în am avut și o mică parte acolo. Te-am sunat, erai la o nuntă, cântai. Pe bune ai avut. Glumesc, dar o știu de anul trecut. Este că e foarte tare. Deci de ieri, de când am dansat cu fetele aici, el Pulcino Pio, așa am dormit și așa m-am trezit. Deci numai cu piesa asta. O bombonică, ca să fiu mai dulce. Succes. Drăguț. Mă, dar nu ești tu simpatic, mă? Iar mi-i puneți la cântare. Niciodată nimeni nu vrea să vorbească. Când servus, David, zic mai ceva. Ce bune că dați o piesă. Da, m-am întrebat ce faceți, mă, dar tu te costă de bun. Dați voie să fac eu onorurile. Bună dimineața, da. Răzvan. Bună dimineața. Nume, ocupație. Rotiș, topoșar. Așa, cum ați cheltuit aseară de Halloween? Cu prietena în pat. Rotiș, da, numai la Dacia din 74 are vorbe. 73. A, bine mai că rog. Ești tu deștept. Nu am petrecut de Halloween, nu prea petrecem noi de Halloween. Recunoști acest tip de sărbătoare păgână? Câteodată dimineața mă trezesc o fată de aia. De Halloween, cum ar veni? De Halloween, dar nu neapărat astăzi. Am înțeles, Ionuț, tu ce ai făcut de Halloween? Dimineața, am dormit. Ești plictisitor, ca de obicei. Alex, tu ce faci? Te ascunzi după bomboane? Ce ai făcut azi noapte? Iau o bomboană, ce să fac? Ai fost la biserică? Sănătos, bineînțeles. Și toți creștinii de la Diniris au sărbătorit Halloween-ul? Mă, nu știu. Hai să întrebăm pe ei. Hai să vedem. Un alt creștin bun, desăvârșit. Ovidiu? Delo, ne-am vrut să merg la New York, dar mi-a luat prietenul meu barca și nu, am renunțat la... Acest instigator al valorilor. Cred că acum... Și nu, în ultimul rând, Pop Tudor. Tudor Pop. A spus tot. Eu m-am făcut mapeți ca să mă costumez de Halloween. Deci m-am rupt.
Mă, da, aveți membrii noi sau mi se pare? Am început să apară la muncă. Da? David, am să zic că pe unii stă mai bine. David, cum ar fi pentru săracii ăia din New York să cântăm Barca pe valuri? Ha? Săracii din New York. Ar merge? Cum s-a fără traducere? Subtitrări, da, chestii? No. Bun, hai să-l întrebăm pe producător ce urmează, că nu mai vorbește nimic. Am că am publicitate. Oh, ce bine. Vai de capul. Bun, ne întâlnim. Stai că nu așa se întâmplă. Deci eu vă speriu și după aceea faceți, da? Okay, hai. Toată lumea pregătită? Pregătiți, pregătiți, pregătiți? Gata, fă. Hai, hai. Deci suntem senin, da? Bu. Bun, hai să luăm o pauză de publicitate și revenim la Răsărit.